Hai să intrăm. Cel mai viralizat. Dacă consumă curent încărcătoarele uitate în priză, iată, asta are peste 500.000. Sună mama soacră. Tudor, am văzut Eliza că iar și-a cumpărat o roche. Spune-și tu că nu cheltui atâta pe haine. Mie îmi place să fiu liberă. Soțul într-o zi a sunat cineva de la bancă și a început să întrebe ce cu transferurile astea. Spune că ce-i de fain să nu transpir când îți sună banca. Comentariile răutăcioase sunt puține. Îmi faci sarmale și adaugi morcov. Și sunt zone în România în care nu se adaugă morcov. Morcov în sarmale. Oamenii spun că ai luat telefonul, ai filmat. Eu cred că asta este o profesie. Cărărușă, cărărușă, du-mă drept până la ușă, du-mă drept până la ușă. Mă numesc Valeria Secureanu, am 27 de ani, sunt mama a doi băieți și urmează încă un bebeluș. Sunt creatoare de conținut de 3 ani. Mă numesc Elena Popa. Sunt tehnolog, bucătar, creator de conținut în domeniul gastronomic și creatoarea blogului, paginii de Instagram Dor de Bun. Mă numesc Vicu Țurcan, creator de conținut în domeniul tech de mai bine de 10 ani. Încerc să explic lucrurile complicate într-un mod cât mai simplu. Mă numesc Mihaela Kulikovski, am 25 de ani și sunt proprietar agenției Space Moldova. Este o agenție de management a influencerilor. Sunt Eliza Plăcintă, sunt mama a doi copii și sunt creator de conținut medical de mai bine de 3 ani. Primul video pe care eu l-am postat, anume ceea ce este legat de mâncare, a fost în Italia, în pandemie, pentru că acolo a început, a luat amploare pagina mea, anume în formatul în care o vedem noi astăzi. Și împreună cu cumnata mea am filmat un filmuleț pe care l-am postat. Filmat acasă, adică foarte așa easy. Cred că acel filmuleț încă nu era exact stilul pe care l-am acum, dar era o cercetare. Și cam așa. Ți-aduce aminte ce mâncare ai făcut tu? Dacă nu mă greșesc, era ciulama de pui. Eu țin minte că în acea perioadă toată lumea era acasă, fiind în pandemie, multă lume gătea. Ideea este că eu am început, din neavând ce face, să gătesc și să postez pe stories. Primul feedback a fost de pe stories, apoi deja am zis de ce nu să încerc să filmez și să postez chiar în format de... Eu nu țin minte dacă atunci încă se numea Reels, pentru că asta a fost undeva 4-5 ani în urmă. A trecut deja ceva timp de atunci și a fost un impact foarte pozitiv la numărul de urmăritori mic pe care îl aveam eu pe atunci, ceea ce probabil că mi-a dat și încredere să merg mai departe. Am început toată activitatea mea pe online aproximativ 5-6 ani în urmă, fiind proaspătă mămică, fiind și studentă la medicină și am început să fac practica prin spitale și am observat foarte multă neștiință și nesiguranța asta a pacienților și zic, de să încep a crea un blog informativ. Mai ales că aveam foarte buni profesori, zic, poate să încep să-i abordez pe ei, cum să formulăm, cum să aducem informația și să o prezentăm într-o formă cât mai ușoară și accesibilă. Cream articole medicale, aveam și invitați, am început acolo, după care am văzut că merge bine, am început să fac postări, să pun accentul pe informația medicală, postări, video. La un moment dat mi-a fost șters contul, aveam, apropo, asta a durut atât de mult, aveam peste 21 de mii de urmăritori activi, cont creat de la zero și la un moment dat totul a dispărut, dar n-am renunțat. Prezența asta pe online este exact ca și mersul la lucru de zi cu zi. A devenit un obicei și un obicei bun pentru mine. Și zilnic intram ca să postez, să aduc informații bune, să ajut mămicile, să vin cu un răspuns și la un moment dat totul a dispărut. Cum? Dar eu ce fac? Eu am rămas fără nimic. A fost o săptămână de ce fac mai departe. Și un lucru bun pe care eu l-am învățat, nu mai cauți de ce s-a întâmplat. Hai să căutăm o rezolvare. Începem totul de la zero. Mi-a reușit odată? O să-mi reușească și a doua oară. Am început a crește totul din nou și iată, de 3 ani am ajuns la cifra care este acum. De la ce a început totul, cred că mult mai devreme, de 10 ani. Eu conținut am început să fac un pic mai târziu după ce a început pasiunea. Probabil de la primul telefon cumpărat din banii mei. Da, asta era după o vară lucrată și iată, cumpărasem din proprii bani primul telefon și puteam să mă joc cu el, să schimb chestii și așa mai departe. Era la fel un video despre un telefon și acum ți-mi era galben, era de la Philips, îmi pare, nu știu.
Și episodul ăla îl filmasem, îmi pare că de vreo 3 ori, adică nu duble, dar întreg episodul îl filmasem de vreo 3 ori, dacă nu greșesc. Era o recenzie a telefonului dat. Nu era ceva de genul, ia că eu am postat, hai să vedem reacția. Era primul video din sutele care urmau. Adică de-a lungul anilor, nu știu, dar cu siguranță de ordinul sutelor. Totul a început când eu încă locuiam în Germania. Asta a fost, cred că, cu vreo 6 ani în urmă. Am văzut această idee de afacere în Rusia. Deci agenția deja există, ea există, presupun că de vreo 8 ani în Rusia. Ei se ocupau cumva de managementul influencerilor, era ideea de agenție. Eu m-am gândit că mai ar fi super, dar eram în capul meu. Și vorbeam cu o prietenă și îi spuneam, măi, iată, la noi în țară nu există așa agenții, dar ar fi foarte util. Și îmi spunea, poftim, stai. Eu am făcut prezentarea, m-am dus, am prezentat la câțiva influenceri și deja cei cu interesați au acceptat și mai departe au mers prin recomandări. Toți întrebau, ok, dar tu cum te descurci, cu cine tu lucrezi, de ce la tine bio scrii, pentru colaborări contactați pe cutare. Îți place, nu-ți place și cumva au mers prin recomandări. Noi cumva îi ajutăm să le suplinim toate nevoile. Deci când e vorba de partea juridică, când e vorba de creare de conținut, calendare, brief-uri, texte, tot de ce este nevoie, ca creatorul de conținut să aibă grijă doar de contentul pe care el îl face, doar de idei și doar de creativitate. Noi ne ocupăm de partea executivă. Până ca să-mi vină ideea de să fiu activă în Instagram, pagina de Instagram nu aveam. Soțul într-o zi mi-arată un video filmat cu drona, cu păduri. Și în Germania, fiind păduri foarte frumoase, eu zic, dar tu crezi că eu nu pot să fac așa ceva? Și el îmi spune, hai, să vedem. A doua zi am început a căuta, de fapt, nu dronă, dar căutam fotoaparat, zic că o să filmez natura din Germania, eu fiind foarte introvertă, nu eram activă nici pe o rețea de socializare, dar văzând că se câștigă bine în online, noi dorind să ne întoarcem acasă, am luat ideea asta și am început să acționez, am luat un fotoaparat second de pe un site și am început să mă interesez, mi-am făcut pagina de Instagram și iată de acolo a pornit. Țin minte când tot eram în Italia și ne-am apucat să doream să filmăm niște videouri, dar era ideea să mergem să le filmăm la o vilă undeva mai departe. Țin minte și acum că am încărcat în mașină toate lucrurile pentru ca să faci un video cu mâncare. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le târâi după tine. Adică efectiv era aragaz de ăsta mic, electric, tigăi, veselă, produse. Și pe lângă asta am târât încă și masa de acasă. Era o masă nu foarte mare care era pe roticele. Și practic din cauza că a fost nevoit să coborâm scaunele din spate pentru ca să încapă masa aia, eu nu aveam loc și eu m-am băgat așa printre masa aia și stăteam alături între toate pungile și visela aia. Sunt într-adevăr momente hazlii, dar care se memorizează. Am gătit, dacă nu mă greșesc, în ziua aceea, sau lasagne sau spaghetti la carbonara, ceva de genul. Motivul că am luat ideea asta în serios de a fi activă în Instagram a fost dorința de a ne întoarce în Moldova. Eu nu aveam pagină de Instagram, dar uneori intram fără pagină de Instagram și erau vreo 2-3 blogeri care îi știam și vedeam că ei au rezultate de acasă. Noi fiind atunci de 2 ani în Germania, soțul la muncă, eu acasă, am vrut să fac ceva, să ne ajutăm pe noi să ne întoarcem acasă, fiindcă am văzut că se poate, că cineva face de acasă. La câți bani tu sperai? 5.000 a fost suma la care m-am gândit că aș ajuta cumva familia, 250 de euro ar fi. Și spuneam, zic, măcar pentru serviciile comunale, zic, deja este bine, noi având aici un apartament, zic, adică asta a fost prima sumă care m-a motivat pe mine. Inițial, când am început eu toată asta să fiu mai activ, chiar și pe contul trecut și pe contul ăsta, a fost informație, să vin regulat cu informație. Era bine, dar până la urmă
Fiind la mine informația despre copiii nou născuți, creștere și dezvoltare, am observat că mai na, nu toată lumea au copii sau nu toată lumea se confruntă la moment cu problema respectivă și multe informații se pierdeau. O stam și asta era, adică o vedea lumea, nu o vedea și am observat, zic, ceva nu e bine. Adică am ajuns la un moment în care stăteam pe loc. Nu creșteam, feedback ok, zic, ceva trebuie de făcut. Iarăși căutăm rezolvare la problemă. Ce facem? Tot mai mult, tot mai virale deveneau videourile astea simple și amuzante. Fie că e legat de familie sau na, situații amuzante. Zic, hai să încercăm și asta. Am încercat unul, a mers foarte bine. Deja am început, zic, hai să facem un echilibru, să păstrăm și informația și să mergem și pe asta. Eu am început cu natura, apoi am trecut la rețete. În acel timp eu nu mă arătam pe mine, doar mâinile. Și după vreo, iată, 3 luni, am scris unui blogger foarte activ la care am vrut să mă promovez. Aveam vreo 30 de postări atunci și bloggerul respectiv s-a uitat pe pagina mea și a spus că încă ești micuță și eu nici măcar nu te văd cine ești la față, doar mâinile ți le văd. Uite, hai, fă vreo 70 acolo de postări, stai, arată-te pe tine. Și după revii. Și fiindcă eu am vrut anume la acel blogger să mă promovez, fiindcă el avea un public foarte activ, loial, iată asta m-a motivat să mă arăt, să încep să vorbesc, fiindcă eu nu aveam de când să fac lucrurile astea înainte, adică când mi-a venit ideea să fiu activă. În august eu am început, în 2021 și în decembrie eu am ieșit și am spus că iată, eu îl duc pe băiatul la grădiniță, astăzi este ceață afară, ceva foarte, foarte banal. Mm-hmm. Așa, unul dintre aceste videouri care m-a emoționat cel mai mult nu este printre primele, dar este un video frumos montat, filmat, în care am anunțat sexul al doilea copii, la celui de-al doilea copii. Așa cum era trend sau mai este în trend, nu mai știu cum mai urmăresc, cu baloane care spart și ce iese de acolo, e albastru, e roz. Am făcut și eu asta, am ținut cu tot din adesul ca să facem filmarea asta de ziua soțului, era ziua lui. Și uite, acum scot un secret pe care nici el nu știe, soțul. Eu știam deja care este sexul copilului, dar clar că i-am spus și lui și am ținut că nu știu ce este. Când am mers la filmare, iarăși soțul încerca să scoată ce este în balonul acela, culoarea. Și când am spart balonul, clar că nu n-am imitat absolut deloc, pentru că emoțiile au fost exact aceleași, doar că am trăit emoțiile din emoțiile soțului și a fetiței mai mici. Asta a fost 4 ani de fapt în urmă și exact aceleași emoții, pentru că mai ales că era băiețel și cumva numai după prima fetiță și băiețel și știam soțul cât de mult își dorește. Reel-urile eu am început să mă impun de fapt, să le fac și pentru pagina mea separată, abia de acum un an jumate, cred că așa, adică nu atât de mult timp. Dar în rest, mare parte conținutului erau review-urile la telefoane și la toate chestiile astea. Eu nu cred că sunt popular pe Instagram sau pe TikTok și așa mai departe. Dar inițial, da, cu siguranță, YouTube-ul. De obicei e la toți invers, dar YouTube-ul e platforma probabil cea mai grea pe care ai putea să obții nu doar vizualizări, dar și un fel de recognition, știi? Adică pe TikTok, pe Instagram, chestiile astea de viral destul de repede se întâmplă. Pe YouTube nu e chiar așa. Dacă faci un video, ok, poate el devine un pic viral, dar după asta, dacă nu produci video-ul la precedent, nu o să te ajute cu absolut nimic. Noi am început cu colegii de atunci să facem asta for fun și asta deja se transformase în ceva mai mare. Dacă să vorbim cum e să devii creator de conținut pe Instagram, pe TikTok și așa mai departe, eu cred că scopul oricărui om care vrea să devină asta nu trebuie să fie să devină creator de conținut. Scopul este să devină nu neapărat expert, dar să se priceapă într-un anumit domeniu. Și din momentul în care te pricepi în domeniul ăla, abia după asta să faci video. La noi de obicei e invers. Toți vor să devină creatori de conținut, să filmeze idei n-au despre și și abia după aia să cunoască ceva, când de fapt istoria merge invers. Trebuie mai întâi să vii dintr-un domeniu pentru a face video despre domeniul ăla. Nu poți sari peste partea asta de bază, despre ce vrei să faci video. Pentru că a te filma singur cu camera telefonului și a edita, asta e un proces care se învață, eu cred că, în câteva luni la perfecție. Noi avem la moment 11 influenceri sub management. Fiecare din ei, evident, că are audiență destul de nișată și diferită, dar sunt și influenceri
freelanceri care au acoperire, de exemplu, pe practic toată țara, inclusiv și România, diaspora. Deci ăsta sunt lideri de opinie pe diferite categorii de oameni cu diferite interese, cu diferit nivel de educație, cu diferite locații, statut social. Și deja în dependență de necesitatea clienților sau a oamenilor, putem să alegem un influencer potrivit. Pentru mine, influencer este persoana care are o influență asupra audienței sale, pentru că tu poți să ai o audiență mare, însă credibilitatea să nu fie atât de bună. Deci nu este atât de important să ai numărul acela de follower, cât foarte mult contează cât de loială este audiența ta și cât de mare încredere are ea în tot ce spui tu. Pentru că, de exemplu, să spunem că în mediul social apare o problemă și sunt influenceri care discută, care comunică, respectiv audiența lui automat, când vor comunica despre acest subiect sau problemă, vor lua în considerație părerea liderului de opinie pe care el îl urmărește de mult timp. Cred că întrebarea de unde îmi iau inspirația este întrebarea pe care cel mai des o primesc, pentru că din câte văd eu, pentru mulți oameni este complicat să, în fiecare zi să se gândească ce doresc să mănânce. În primul rând, prima mea sursă de inspirație sunt poftele mele, pentru că eu sunt o persoană foarte pofticioasă, eu mereu mi-este poftă de ceva și cu drag îmi realizez toate poftele. Cred că asta este primul punct de la care mă pornesc, apoi, sigur, este foarte multă cercetare, îmi place să citesc literatură de specialitate, să privesc videouri, urmăresc mulți bucătari, șefi, food bloggeri din toată lumea. Pinterest-ul la fel, stau foarte, fac searching din asta, fac surfing, chiar pot să zic, pe toate platformele unde aș putea să găsesc inspirație. Și cam așa, adică mereu apare ceva interesant. Plus, te conduci după tendințe, după sezonalitate, după care sunt produsele de sezon și atunci inspirația o găsești. La piață mă duc uneori să văd ce produse interesante sunt de sezon, pentru că ceea ce este de sezon pentru mine este și pentru cei care pe mine mă urmăresc. Respectiv, probabil că trebuie să le dai oamenilor ce de ce au nevoie în momentul acela. Asta devine o obișnuință, pur și simplu, o parte din viața ta și unica chestie care poate fi dependentă este că atunci când vrei să faci careva video pe anumite teme și atât timp cât nu le faci, te macină gândul ăsta că trebuie să faci, să vezi ce o să fie, o să aibă impact sau nu. Cel mai rău este atunci când vrei să le faci, nu reușești și după aia mereu te gândești dacă trebuia să fac eu videoul ăla sau nu, trebuia să văd ce impact o să aibă și de obicei când ai un video care, la care nu dai mare importanță din start atunci când îl creezi și el împușcă, te gândești, băi, da, poate temele alea din trecut, la fel, poate trebuia să le încerc. Uneori încerci și nu-ți iese nimic, alteori nici nu prea tare depui efort, dar iată un video în pușcă, de exemplu. Pentru a găsi teme, niciodată nu mă așez și spun ea că acum o să mă gândesc exact ce o să filmez. Asta se întâmplă pe parcursul zilei, din ceea ce citesc, din ceea ce aflu, mai apare o știre, o informație, vreun tweet undeva sau pe vreun canal, vreo informație nouă și de acolo imediat o scriu și atunci când am timp, iată, filmez. De exemplu, azi cât lucram la altceva, mi-a venit o temă, repede am scris-o. Dacă o să reușesc azi mâine, o să o filmez. Îți dă-i Domnul să am timp să mă întiez și după aia, iată, să apară. Adică, cu siguranță, nu fac un plan lunar și așa mai departe. Într-o săptămână poți ia 3 video, în alta 1, în alta 5. Se întâmplă uneori că, de exemplu, întâi mă gândeam să fac o rețetă și apoi m-am dus la magazin și, de exemplu, nu am găsit ingredientele pentru acea rețetă. Și în momentul acela, creierul începe să facă cercetare de toate produsele care sunt pe acolo și ai putea să găsești o soluție mult mai bună decât era cea inițială. Chiar am pățit de multe ori chestia asta, pentru că, din păcate, nu mereu poți să găsești 100% ceea ce ți-ai planificat, dar dacă ai un ingredient lipsă, deja gata. Ideea nu mai este una integră, așa să zicem. De exemplu, am avut pentru o colaborare, întâi am discutat cu persoanele alea că facem o rețetă. Trebuie să fie un chec cu mango, pare mi se.
Și am zis că nu vreau să fac cu mango, pentru că mama era încă piersici pe piață și am zis că vreau să fac tartă cu piersici, cașcaval brie și cu prosciutto. Am luat aluatul foietaj, peste care am adăugat cașcavalul brie tăiat feliuțe. Apoi am acoperit cu piersicii pe care la fel i-am feleat foarte subțire. A ieșit foarte gustoasă și a fost ceva care n-am mai făcut niciodată și chiar gustativ era foarte fain și vizual, adică chiar mi-a plăcut. Hai să intrăm. Cel mai viralizat, cel mai popular. Vizualizări la mine sunt cumva constante, dar cel mai popular e cât aici 800.000 despre iPhone 15, ce se întâmplă dacă se strică un iPhone vechi versus un iPhone nou, mai departe, dacă consumă curent încărcătoarele uitate în priză, iată, asta are peste jumătate de milion. Nu ascultați teorii de genul Vampire Power și toate prostiile. Despre un inel smart. Arată impunător, așa, destul de scump. O ocazie ratată, după părerea mea, este faptul că acest inel nu are NFC. Ar fi fost super tare să putem plăti contactless doar cu ajutorul inelului. De domeniul meu, în principiu. Am urmărit un reel de-al tău în care tu ai făcut o cumpărătură de la un magazin online. Da, e ca și la tot. Ăsta e unul din videourile care le-am filmat alene, care nu l-am montat vreo 3 săptămâni și când vroiam deja să șterg file-urile video, că am zis că nu trebuie, zic, hai, m-am impus cumva să montez video ăsta și l-am postat și am uitat. Uite, aici puteți vedea un idiot în acțiune care nu urmează instrucțiunile până la urmă. Am scos-o în capăt, a fost acolo o bulă de aer, dar ea a dispărut. Eu nu știu și el a împușcat așa de tare. Nu există chestia asta că împușcă din prima. Poate să vă spară că eu am împușcat din prima. E că tare că au lucrat până atunci, la un moment dat am împușcat și toți cred că el a împușcat din prima. Nu-i drept. Ca să înțelegi dacă ce-i place la audiența ta, să vezi ce trebuie să conțină contentul, că el să intre în recomandări, să vezi cum ar trebui să interacționezi, ce subiecte să abordezi, să vezi care este tematica paginii tale, pentru că deja, de exemplu, la noi pe piață sunt destul de mulți ușori creatori. Ok, mai este încă spațiu pentru mulți, dar tipurile de blog, majoritatea ele deja cam sunt și cumva să apari acum pe piață, da, ar fi un piculeț mai greu pentru că ar trebui să fii mai creativ. Cu ce ai fi mai bun tu decât restul de pe piață? Deci ar trebui să te urmăresc pe tine, dar nu pe cutare pe care îl știu de 5 ani, de exemplu. Dar e aceeași lege. Nimeni nu o să intre deodată. Hop, face de o săptămână, stă pe Instagram și el îl cunoaște tot Chișinăul, toată Moldova. Nu este drept. E vorba de timp și e vorba de foarte multă analiză ca tare, ca pagini și audienții. Până la urmă, bloggerul la care te-ai adresat, te-a promovat sau nu? Când eu am făcut vreo 70 de postări deja de reel-uri, atunci deja am și crescut, m-am început a afișa și eu și da, m-a acceptat. Mi-a făcut promovare, după care am rămas foarte mulțumită și am înțeles că s-a meritat și am înțeles că iată, acela a fost punctul meu de trecere în no name, fiindcă dacă nu te arăți, nu te vede lumea, ești cumva rămâi nevăzut. După promovare mi-au venit 5.000 de persoane, dar active, interesate de ceea ce fac, de rețete, da. Eu foarte mult interacționez cu influencerii mei. Toți cu care eu am interacționat, sincer, mi-e suport foarte simple. În cazul influencerilor din agenția noastră, ei sunt foarte organizați. Noi te-ar des să râdem că parcă sunt la armată. Deci cumva ei iau calendare și mereu merg la timp. Ei sunt foarte plăcuți. Eu, sincer, eu n-am avut interacțiuni negative. Un reel care mi-a dus cele mai multe vizualizări a fost cum eu explic cum să faci un selfie corect. Am arătat cum este greșit să faci un selfie. Aproape toți fac fotografiile așa. Și acolo era așa un X roșu și un sunet așa mai deranjant. Lumina 100, expunerea minus 2 și F1.4. Și persoanele s-au regăsit și au așteptat să vadă, dar cum trebuie să fac. Postam videourile informative în așa cum exact mă confrunt cu problema asta. Câteva sute de oameni, câteva mii de oameni, dar nici de cum nu ajung la impactul pe care îl au videourile amuzante. Și acum e exact la fel, dacă să iau statistica și să o urmăresc,
exact la fel. Chiar ultimul video amuzant, pare mi se am peste 200 de mii, în care tata vorbește pe fundal și cu copiii că iată, am rămas singur în fața greutăților cu doi copii, dar viața este grea, dar n-a trebuit să merg, nu mai țin minte idei exacte, trebuie să merg înainte, drag copiilor, să păstrez căldura din familie, pentru când era ea, era mult mai ușor. Și dintr-o parte apare mama și zice, serios? Eu 2 ore am lipsit, am fost la manicură. A mers extraordinar bine acest video și, dar prin comentarii nu trebuie să citești, acolo sunt în care scriu oamenii, vai, îmi pare rău, spuneți-mi cum, unde putem să facem donații, cu ce putem să vă ajutăm. Adică n-am mai ajuns privească finalul videourilor, dar na, e plăcut că oamenii vor să ajute. Asta e cel mai recent și care am observat. Și mă gândeam de ce oamenii, probabil, adică merg mai bine videourile astea amuzante, probabil din motiv că nu e niciun fel de informație pe care tu trebuie să o digeri, să o accepți, dar ce o vreau să spun? Dar e prea complicat. Deși eu în toate videourile astea informative încerc să folosesc un limbaj cât mai simplu. Eu știu că la noi în medicină sunt termeni complicați și nu la toată lumea. Doar începi să spui 2-3 cuvinte și s-o pierdut, o dat omul mai departe și s-o dus iată acolo unde apar astfel de situații amuzante în care te-ai uitat, te-ai râs un pic și hai am trecut mai departe. Cel mai haios video care l-am făcut eu. În general eu nu filmez videouri haioase, fiindcă așa cred că e personalitatea mea, dar am încercat să fac ceva amuzant, fiindcă am văzut că asta prinde la public, sunt reacții, like-uri. Și ce-am făcut eu, cu soțul eram în mașină și aveam o sticluță cu apă în mână, am pus să filmez și m-am făcut că strănut. Specială făcut? Ce-a făcut? Și în acest timp l-am stropit pe soț și el s-a uitat așa bizar la mine, așa puțin grețos și spune... Asta tu ai făcut? Și s-a uitat la el. Deci trebuie de văzut reel-ul ca să fie amuzant. Am postat un reel, apropo, un reel amuzant, în care eram. Intru eu în casă cu o rochie și îi zic soțului, dar eu ne-am cumpărat rochie nouă. Și soțul, ca și cum că acolo arunc toate rochiile, dar tu mai ai câteva acasă. Dar de asta n-am. Nu trece mult până seara, sună mama soacră. Îl sună, adică pe soțul meu îl sună și Tudor, am văzut Eliza că iar și-a cumpărat o rochie acolo, da? Ei, hai vedeți și voi banii ăștia, spune și tu că să nu cheltui atâta pe haine și să nu... Și asta, mă... Da, a fost amuzant pentru noi și deja soțul îi spune că asta a fost pentru video, a fost, na. Da, aia, a fost pentru video, e bun, mai vorbesc, e ce mai vorbesc, e, da, hai spune tot și Eliza, nu cheltuie așa bani, că nu știi, ideam cât de greu să fac și atâtea rochi și haine, eu sigur că are. Și mama mea, exact la fel, iată chiar ultimul ăsta video în care eu m-am dus la manicură și tata acolo începe, doamne ferești, 2 ore. O întrebă, zic, mama, ai văzut ultimul nostru reel? Și mama, că nu se dă ei de gol, că nu s-a uitat până la urmă. Da, 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 m-am uitat tare frumos. Acolo soțul așa vorbește despre copii, despre... E foarte frumos. Și mama, înțeles că nu-i... Stai că amuși mă uit, sună înapoi și îți spun. Ei, dar cum mai ați făcut-o și pe asta? Măi, nu, dar cum chiar voi? Voi nu aveți cu ce vă ocupați? Voi puțin aveți de lucru. Dacă îți vorbim de videouri neobișnuite în general din tot ce am filmat eu, nu contează unde, probabil vor fi diferite crash testuri împușcate în iPhone din sniper trecut cu peste alt iPhone acolo cu buldozerul peste el, chestii din astea, adică trăsnăi. Hai să vedem și cu iPhone-ul. Roma, după mine. Ia uitați aici. Hello! Din neobișnuit, probabil alias. Dar și cele mai vizualizate totodată sunt astea. Este nu e real, ea că asta e video de pe YouTube. Go! La această lovitură speram ca măcar ecranul la modelul nou să grabe. Pe pagină mai am o rubrică săptămânală în care am în calitate de invitat câte un medic și abordăm subiecte diferite. Iată, săptămâna trecută, de exemplu, am avut un specialist în somn în care am abordat întrebări cele mai frecvente probleme legate de somnul copiilor cu care se confruntă mămicile. Iarăși din propria experiență și întrebările pe care le-am primit eu la consultații. Igiena somnului la bebeluș sau cum mai exact
ne putem ajuta bebelușii să adoarmă. Sunt câțiva factori foarte importanți, cum ar fi întunericul, sunete albe sau liniște. Am avut specialiști practic acum, medici de familie, endocrinologi, dietologi, nutriționiști și vreau, da, alte proiecte ieșind la lucru, vreau iarăși să implementez, dar da, să păstrez echilibrul ăsta amuzant, familie și conținut informativ neapărat. De la început, soțul singur a venit, de fapt eu am spus că eu tot pot face așa ceva și el a spus hai să-ți luăm fotoaparat, să încerci, dar când a venit momentul el să mă ajute și un moment care mi-a rămas așa întipărit în memorie, noi am mers într-un parc, el să îmi facă niște fotografii, mi-a făcut vreo două, eu m-am uitat, zic nu sunt ok, hai încă, și el se uita prin părți, dar în Germania practic oamenii pe stradă nu, și mai ales noi eram într-un parc și acolo la vreo 30 de metri erau doi bărbați care vorbeau ei între ei și el se uita, toți uită la noi, zic Ioan, acolo sunt doi bărbați la 30 de metri, că nu, că aici nu e normal, că e întuneric, tu stai lângă copacii ăștia, zic, fă-mi niște fotografii și am început a plânge și am ajuns acasă, țin minte băiatul, mă întreabă, mama, tu ai plâns că tata n-a vrut să-ți facă poze? Și am zis, da. Și soțul, când ajunge deja acasă, când trece momentul ăsta, el spune că da, eu trebuie să fiu mai atent. Deci a fost acest moment, fiindcă el la fel era introvert, până atunci el mie fotografii nu-mi făcea. Și într-atât de fapt, nu introvert, dar anume în momentul ăsta, ca el să-mi facă mie fotografii, într-un parc în Germania, unde acolo erau niște rățuști și doi bărbați care vorbeau într-o parte, pentru el, la fel, era ieșirea din zona de confort. Și, dar împreună am trecut peste asta. Eram cu un influencer la o filmare, trebuie să vin să-l iau pe altul și să ne ducem. Eu îmi dau seama că am finisat prima filmare, eu mă uit mie în calendar, îmi vine notificare peste jumătate de oră Leo Picutărescu și ne ducem încolo. Eu sun, văd că nu răspunde, dar noi nu avem așa chestia, adică dacă ei sunt ocupați, ei pot să-mi lasă un mesaj, că uite, eu revin până pe el, sau mă aflu aici, nu pot să răspund. Eu spun ok. Eu îmi dau seama că am un pic de timp, zic, măi, nu răspunde, poate s-a întâmplat ceva, e că mușa îmi vine mesajul. Zic, mă duc repede să comand o pizza, pentru că el la sigur nu a mâncat, eu iau pizza, că eu tot n-am mâncat, mâncăm în mașină și ne ducem la filmare. Eu văd că el nu răspunde, eu înțeleg că ceva s-a întâmplat, pentru că nu e normal că el să nu răspundă. Eu mă uit pe locație, eu sunt soție și întreb, uite, eu nu răspunde, ce s-a întâmplat și hai că mă uit pe locație, unde este. Mă uit pe locație, văd pretura Chișinău. Eu mă duc, zic, n-am înțeles unde și s-a întâmplat. Măi, nu, dar Doamne, nu știu, ceva e făcut. N-am avut așa situație și nu știam la ce să mă aștept și eram cumva stresată deja, nu cât de client, dar eram stresată el să nu pățească ceva. Eu mă duc, eu taxiul, nici nu știam normal adresa, arăt pe hartă, zic, uitați-vă ce îmi scrie, vă rog. Și el, da, eu știu unde să aflu, vă duc, trebuie să vedeți cum eu pe tocuri, în rochiță, cu pizza mână, intră la pretură. Bună ziua! Domnul ce se uită la mine, domnișoară, pe ce ne căutați? Ca eu să aflu că, deci, ei s-a furat ceva și ei stăteau cu domnul polițist, presupun, și cumva ați discutat situația, telefonul nu era la el și din cauza asta nu ne-a răspuns. Dar cumva toată discuția asta s-a întins și el nu a observat, din cauza că nu era telefonul, nu i-a venit nici în calendar notificarea, dar eu deja în capul meu zic, gata, nu știu, l-a luat, ceva s-a întâmplat, cel mai rele scenarii din capul meu și el iese niște, o, Mișu, pizza, mulțumesc frumos, scuze, uite așa s-a întâmplat, de eu tot roșie, zburlită, transpirată. Da, asta a fost cumva și de râs și de plâns. Mi-am dat seama că ceea ce este foarte popular nu sunt mereu rețetele noi sau ceva ce oamenilor le este necunoscut. Da, se întâmplă și așa cazuri, dar cel mai des se viralizează și vorbim despre o viralitate pozitivă. Pentru că există videouri care se viralizează pentru că sunt niște chestii care, de exemplu, nu se combină sau nu-i corect și atunci se viralizează negativ. Dar eu aș vrea să vorbesc despre viralitatea pozitiv, adică când un lucru este făcut bine, este tot ok. De obicei vorbim despre bucate care sunt sau tradiționale, sau care trezesc amintiri din copilărie, ceva care ne trezește niște sentimente, ne aduce aminte de ceva. De exemplu, eu am viral rețeta tortului Napoleon, brânzica glazurată,
tot a devenit virală, pentru că probabil că este o chestie pe care mulți o țin minte din copilărie. Dar, într-adevăr, bucatele tradiționale sunt cele care trezesc mai multe emoții și se întâmplă acel lucru care îl face să apese like, să salveze și să privească poate de mai multe ori rețetele. 6 luni pe an în țara mea e fric și mâzgă, în afară de azi. Iar asta este noua mea masină. Privisem prezentarea la Tesla din 2018, era 2017, eu privisem prezentarea și eu atunci, țin minte, în timpul prezentării, am spus că, băi, asta cu siguranță e viitorul și apoi peste câțiva ani eu am ochi în ochi cu mașina, am pus mâna pe dânsa și stăteam la masă cu toți prietenii mei și îi convingeam că ăsta e viitorul și încercau să mă convingă că niciodată nu o să ajung la mașini electrice și asta, asta e un fel de bubble care a să bucnească într-un an și eu le spuneam, băi, nu că e așa și încercau, hai să pariem. Mereu, de fiecare dată când spuneam cuiva, toți îmi spuneau că a să vezi nimeni niciodată n-a streacă pe așa ceva, asta o să dispari, mai convins decât atunci în ceva, eu nu mai țin minte dacă am fost. Din păcate n-am cumpărat acțiuni atunci, poate trebuia. Comentariile răutăcioase am observat că sunt puține. Am destul de puțin hate pentru că nici nu fac content provocator care să provoace genul ăsta de reacție. Dar uneori se întâmplă să fie genul ăsta de reacție când vorbim despre rețete super tradiționale. Pentru că fiecare bordei are al său obicei, fiecare gospodină face lucrurile puțin diferit. Și aici ar putea să apară gen, nu știu, faci sarmale și adaugi morcov. Și sunt zone în România în care, de exemplu, nu se adaugă morcov în sarmale și morcov în sarmale, nu se adaugă sau chestii de genul. Și atunci, da, într-adevăr, când vine vorba despre rețete tradiționale, ai putea să te trezești cu comentarii răutăcioase, de-aia eu evit să numesc chestiile, de exemplu, am avut așa o situație, am făcut un gen de supă de pui care se aseamănă puțin cu ciorbă rădăuțeană. Când carnea fiert, o scoatem din supă și adăugăm legumele, morcovul și țelina și peste 10 minute cartoful și prazul. Dar nu am numit-o ciorbă rădăuțeană pentru că știam că o să fie comentarii. Și oricum s-a găsit cineva care a scris, păi nu așa se face ciorbă rădăuțeană și eu răspund mai jos, zic, păi nici nu am scris nicăieri că este o ciorbă rădăuțeană pentru că mie îmi place să fac puțin altfel. Dar nu fac nimic cu comentariile negative. Doar dacă nu sunt, nu știu, comentarii obscene sau chestii de genul pe care le șterg. De obicei, acolo nu este vorba despre video-ul meu, dar despre problema oamenilor care scriu asta. Am foarte puține comentarii negative, dar asta nu înseamnă că sunt bucuroasă că am puține și explic de ce. Dacă de la început sigur că mi-era frică și când vedeam vreun comentariu mi-l roteam așa în cap și zic cum, că nu e adevărat, că... dar acum când văd un comentariu negativ zic da, super, acest reel înseamnă că a ajuns pe un public, pe non-urmăritori, pe acel public care nu mă urmărește și știu că dacă este un comentariu negativ, urmează altul și înseamnă că reel-ul merge și mi-aduce urmăritori. Adică n-ai cum să ajungi să fii vizibil fără niște comentarii negative. Eu cumva, practicând asta de peste 10 ani, nu știu dacă neapărat e o imunitate, dar nu prea reacționez la comentariile răutăcioase, nu prea reacționez. Dar dacă și reacționez, iată, asta se întâmplă în mod ironic. Cele mai multe reacții au stârnit video-ul cu mașina electrică. Da. Toate videourile cu mașini electrică. Adică eu în ai mei 10 ani de creare de conținut, eu n-am văzut atâta hate în comentariu. Tocmai era interesant așa, adică la fiecare răspundeam așa ironic. Ei sigur că știu mai bine, chiar dacă n-au avut, de exemplu, așa mai departe. Adică chestia asta în istorie s-a repetat de atâtea ori și când au trecut de la cai la mașină, toți spuneau, cum naiba să trec de la cal la mașină? Păi asta trebuie să-i pui în rezervor, să îmi trebuie, nimeni n-a umple cu prostia asta. Lumea nu e predispusă niciodată la schimbări. Eu cred că asta este o profesie și pe mine foarte tare mă supără când oamenii spun că măi, asta așa e de ușor, ai luat telefonul, ai filmat. Haideți să luăm în considerație că atâta timp cât tu ești influencer, apropo, influencerii noștri au doar o zi pauză, duminica. Unica zi în care ei nu lucrează, în rest ei trebuie să posteze content, indiferent ai tu publicitate în ziua aceea sau nu ai.
Pentru că dacă audiența uită de tine, el găsește pe altul la care îți duc și să-l urmărească. Și asta nu este deloc în favoarea ta. Acum să luăm în considerație că sunt zile în care tu poți să ai o zi mai proastă, poate te simți rău toată noaptea, poate s-a întâmplat ceva rău în familie, poate te-ai certat cu soțul, poate s-a întâmplat ceva cu copiii. Tu oricum trebuiești să ieși în story și deja tu trebuiești cumva să alegi. Ok, eu am să vorbesc despre ceea ce mi s-a întâmplat și o să-mi arăt emoțiile reale sau eu o să trebuiască să fiu zâmbăreață și să interacționez cu toții. Luăm în considerație că sunt zile în care tu poți să ai publicitate și tu nu poți să ieși în zile cele și spui, băi, viața e așa de grea, nimic nu-mi place, tătii prostesc, nu mai văd sens și pe urmă spui, hei, uitați-vă ce floricică drăguță, așa de tare îmi place. Tu poți să vrei, nu știu, să dormi toată ziua, să nu vrei să faci nimic, dar tu înțelegi că este responsabilitate, că este o echipă în spate care este achitată lunar. Tu nu poți, din cauza la dispoziție, să spui că eu nu ies în story, eu nu fac asta. Pe când dacă lucrezi la oficiu, tu poți să te duci la oficiu și zburlită dacă vrei, mă scuzați din expresie. Tu poți să spui că ți-ai un day off, pentru că eu mă simt rău, eu lucrez de acasă. Tu poți să spui că măi, eu azi n-am dispoziție, acceptați-mă așa cum sunt eu. Activitatea din online este un job full-time, pentru că este foarte complicat să te ocupi, de exemplu, să ai un job de la oră până la oră și să fii pe lângă asta creator de conținut, anume în formatul în care tu ești și influencer, ești prezent zilnic pe stories și ai proiecte pe care trebuie să le realizezi. Pentru că proiectele astea, ele consumă foarte multă energie. Am creat o comunitate, așa se numește, Clubul Mamelor Active, unde lunar organizez evenimente pentru ele, în care nu se discută despre copii, pentru că ele acasă suficient de informate, încearcă să se informeze din toate ce e legat de sănătatea copiilor. Și atunci când mi-a venit ideea ca să organizez evenimente, hop, primul lucru, hai să vindem bilete. Și eu asta, da, cum să vindem bilete? Cum? Adică eu, bună ziua, eu organizez evenimente ca eu vreau, dar voi trebuie să cumpărați bilete și biletul nu e ieftin deloc pentru o mămică care fiind în concediu maternitate și ca să iei de acolo 500-600 de lei și zic ok, hai, bună ziua, să încep să vorbesc și să vând. Și când am făcut prima vânzare din comunitatea mea, am ieșit eu, am trecut peste cum să le abordez corect, ca să fac vânzarea de bilete și să le motivez nemijlocit ca să cumpere aceste bilete la evenimente. Când am făcut prima vânzare, de fapt au fost două vânzări deodată, în decurs de câteva minute m-am simțit atot puternic, îmi venea să ies la balcon și strig, dar eu am vândut de 1000 de lei, bilete de 1000 de lei eu am vândut la primul meu eveniment, eu organizez eveniment pentru mame. Și iată, primul meu eveniment s-a vândut, nici nu știu că era mai puțin de 5 minute. Și asta mă, wow, și 5 minute și eu am vândut. Ei, dar eu în decurs de o zi eu vând pe câte acolo, 35 de locuri le vând. N-a fost chiar așa și nu s-au vândut chiar așa de ușor, dar eram super entuziasmată. Așa, prima mea colaborare contra cost. Țin minte sigur că a fost ceva pe stories și primele colaborări în general au fost pe barter. Adică din mie mi se oferea un produs și eu făceam publicitate. Apoi, dacă nu mă greșesc, următoarele era ceva gen 1000 de lei pentru un set de stories. Sumele pe care eu am început să le iau au crescut treptat, la fel cum au crescut și urmăritorii. Adică eu treptat am mărit sumele pentru publicitate. O să fiu sincer, eu nu-mi gestionez propriile mele finanțe. De finanțele în familia noastră se ocupă totalmente soțul. Nu prea știu câți bani câștig, cât vin, cât se duc. Eu dacă am nevoie iau de la el, adică nu, sau am pe card, eu nici nu știu sincer câți bani am acum pe card, adică când vine vorba de bani, eu nu tare gestionez chestia asta. Stai să mă gândesc, când mie internetul mi-a adus primii bani, nu țin minte cu exactitate, dar primele mele colaborări au fost pe barter. Pe barter, adică au început să-mi dea produse și în care eu vineam cu recomandări. Prima sumă de bani a fost 1000 de lei și mi-a părut foarte mult atunci, după care au urmat și sumele mai mari, am început în euro, contracte încheiate. Instagram-ul asta a fost o stabilitate financiară, noi efectiv a fost o perioadă bună în care familia noastră a trăit pe baza Instagram-ului, pentru că soțul meu a lăsat domeniul lui de activitate și noi am început o afacere.
Și practic primul an a fost doar pregătirea și practic Instagramul ne-a permis din perioada asta să trăim din banii ăștia și plus încă să investim în afacere. Activitatea din Instagram îți oferă un salariu mai mare decât este un salariu mediu de 2, chiar de 3 ori. Deja depinde de tine. Cea mai mare sumă de bani pe lună sau probabil că a fost, în lei a fost 15.000 de lei pe lună. Dintr-o colaborare au fost 4 menționări pe story și o postare. Eu am luat hotărârea să nu fac promovări micuțe sau, deși îmi scriau persoanele, îmi scriau diferite companii, dar eu am spus că mă voi crește și voi face bani mai mulți sau voi lua doar la promova doar ce rezonez eu. Și atunci când ne-am întors din Germania, a fost în aprilie 2023, anul trecut, ne-am întors cu scopul de a face un produs digital, fiindcă mulți mă întrebau cum filmez, cum pui lumina, cum ai reușit, fiindcă eu eram foarte vizibilă și arătam că, iată, singură cresc, singură fac, de la o persoană introvertă, iată, acum sunt așa și înseamnă că dacă eu am putut, tot poți. Și atât, primii bani au fost făcuți când ne-am întors, cam la 2 săptămâni după întoarcerea noastră din Germania. Mi-am făcut un vision board în care mi-am pus o fotografie și am scris acolo că fac primul produs digital. Un curs în care să explic persoanelor niște baze, cum începi, cum filmezi, cum te promovezi, cum monetizezi din această platformă. Și în tot acest timp persoanele mă întrebau, hai Valeria, când faci, când faci, când faci? Iată când ne-am întors, am anunțat că deschid vânzările, a fost un produs ieftin de 29 de euro de o lună și au fost 250 de persoane în acest maraton și s-a făcut 7.000, trebuie de calculat, 7.200, 7.500, cam așa. De euro? Da, euro. La mine, în general, chestia și legată de followeri și de vizualizări și de bani și de nu știu ce, a fost extrem de gradual. Eu n-am avut chestia asta brusc în sus sau brusc în jos. Asta a fost o muncă așa încetişor, încetişor, încetişor. De aia nici măcar, eu nu țin minte momentul când, ia ca asta, gata, eu sunt popular sau, ia ca noi deja facem sute de mii de vizualizări. Noi n-am avut așa ceva, de la 1.000 strecem la 100 de mii. Nu, asta a fost extrem așa pe etape și la fel și cu câștigurile, la fel și cu vizualizările, cu absolut tot. Eu vând produsele mele digitale prin metoda de lansare și iată cea mai mare sumă care a fost încasată de compania noastră a fost acum în martie, s-a încasat 50.000 de euro. Am lansat un curs de Reels. Activitatea de creator de conținut online poate să-ți asigure existența financiară în Republica Moldova? Activitatea de creator de conținut poate să-ți aducă existența 100%. Colaborările și astea, ele diferă de obicei să ia o lună de colaborări, la fel ca și salariu, probabil, cum ți uită lumea, știi? Și vorba de câteva mii de euro, până la 4, cu siguranță. Eu, pentru influențele mie, pot spune și mâna în foc. Deci, eu am fiecare contract la contabilitate, totul semnat de către client, de mine, de influencer, anual. Deci, ei se duc la serviciu fiscal cu contractele. Ei deja ne știu, pentru că a fost într-un timp așa problema. Când serviciul fiscal, n-am înțeles de ce, dacă sincer, nu înțelegeau cum lucrează aceste contracte. Pentru că eu când am fost telefonată, deci au sunat la influencerii noștri și întrebau, de ce tu ai așa sume mari pe card? De asta deja agenția avea vreo 3-4 ani și eu așa în șoc, zic, cum așa voi nu știți, eu până mâine așa i-am achitat. Iată, dumneavoastră sunteți proprietară, să fac transferurile, cum asta se întâmplă? Și eu le spun, uitați, avem juristul, el tot poate să vă contacteze, să vă explice, este doamna contabilă, avem toate contractele la mână, le-am explicat în bază la ce se face achitare, că asta este creator de conținut. Era un pic problema că eu trebuia să explic ce e asta story, deci el dispare peste 24 de ore. Și unii, adică
s-a plătit, dar nu se vede unde. Și eu le explicam, păi uitați, dacă noi intrăm în arhivă la ei, deci se păstrează în arhivă, pentru că noi dăm, deci chiar dacă tagul nu este vizibil în toate integrările, este tag ascuns, pentru că asta se face și clientul tot trebuie să aibă un, să vadă cât exact s-a postat, pe ce dată. Și zic, uitați, sunt, este, de exemplu, eu emit factura la client pentru brandul cutare, atâta content, bugetul, influencerul este achitat fix pentru bugetul acesta, fix pentru atâta content. Profesie de influencer? Ok, și dacă e profesie, ce o să dea asta? Se numească profesie doar de dragul profesiei? Cred că nu. Dar pentru a o încadra într-un cadru legal, atunci da. Dar cred că ar trebui să fac o, nu știu dacă neapărat legislație, dar careva ajustări care se pun într-un cadru legal exact, fără interpretări, ce ține de activitatea oamenilor din domeniul ăsta. Pentru că există și foarte multe fluctuații din casări pe care le fac, adică unii, ok, nu fac 10.000 de euro, dar pentru alții acolo sumele sunt foarte impunătoare. Eu, în orice caz, adică colaborările pe care le fac, contract de autor, 12% sau cât acolo îți faci și cam asta. Noi din start, când ne-am întors, am știut că trebuie să deschidem un SRL, să activăm legal, oficial, de asta și sunt atât de deschis în blog cu sume, nu am avut probleme cu fiscul, avem contabilă care ne calculează tot, ne spune tot, plătim impozite din fiecare lansare și fiecare ban intrat în cont și îmi place să fiu transparentă. Să achit taxele nu are nicio legătură cu Germania, dar cu Biblia, fiindcă acolo este scris de cezarului ce e cezarului și știu că trebuie de achitat statului, trebuie de achitat în altă parte. Și adică mie îmi place să fiu liberă, să nu fiu, să mă ascund. Chiar soțul într-o zi a sunat cineva de la bancă și a început să întrebe ce-s cu transferurile astea și Ion, soțul, spune că ce-i de fain să fii liber, să nu te temi, să nu transpiri când îți sună banca. Iată, libertatea asta costă. Eu, cu toate colaborările mele, sunt pe SRL, se achită impozite, care nu sunt pe SRL, sunt pe bază de persoană fizică și companiile cu care colaborează achită ei impozitele. Chiar recent am fost la bancă pentru ca să ne informăm în legătură cu un credit și cei de la bancă au scos frumos raportul de la fisc și erau toate colaborările mele și toate impozitele achitate. Într-adevăr, se achită impozite și eu cred că ar trebui toți să achite impozite, mai ales când vorbim despre colaborări de lungă durată, despre contracte anuale și așa mai departe. Influencerii trebuie să plătească taxe. Sigur că trebuie să plătească. Astea sunt bani veniți. Cum mama mea spune, banii veniți ușor, ușor se duc, da? Sau cum era. Dar da, banii trebuie declarați, sunt absolut ok, n-am nicio problemă, susțin, plătim. Când am înțeles că am devenit popular, probabil în momentul în care mergeam prin România și mai multă lume de acolo mă recunoștea chiar decât acasă. Probabil momentul ăla. Pot spun că reacția oamenilor din România, atunci când era picul ăsta de popularitate, atunci era total diferită de cea oamenilor de la noi de pe loc. Acum ea s-a mai schimbat, dar atunci cei din România mereu se apropiau și băi, te urmăresc, felicitări, îmi place mult ce faci, foarte coerent, hai să facem o poză, dădeau întrebări și așa mai departe. La noi, chiar și acum observ, lumea nu prea știe cum se apropie, dar și poate strigi din urmă sau să șoșotească. Nu vine și spune, băi, eu te urmăresc, chiar îmi place ce aici faci, uite și dă-i câteva întrebări. Atunci când mergeam prin stradă, sau eu sau soțul, și cineva îmi trimitea poza acasă, uite, l-am văzut pe soțul tău cu trolebuzul, el circulă cu trolebuzul. Da, noi suntem oameni neobișnuiți, normal, noi mai circulăm și cu transport public. Sau când trimitea, uite, Eliza, te-am văzut acolo, mi-a plăcut familia voastră, mi-a plăcut foarte mult cum discutați copiii și cum voi patru vă înțelegeți. V-am văzut acolo, n-am avut curajul ca să mă apropii. Sau cea mai interesantă situație care eu vorbeam cu soții, că da, pe noi ne știi, pe noi
ne cunoaște lumea, iau, ne recunoaște. Deci ne reîntorceam din vacanță și la aeroport am observat o familie. Erau două fete cu mama, dintre care ne urmăreau probabil toate trei. S-a uitat una din ele, s-a uitat lung la noi, s-a uitat și respectiv când se uită atât insistent, ți deranjează un pic și îi face ghiont, observă asta, îi face ghiont la a doua, la a treia și se aude șoșotit. Până gata, eu n-am răbdat, dar de felul meu îți mai zic, bună ziua, eu sunt Eliza. Și la care, da, da, noi vă urmărim pe Instagram. Zic, da, am înțeles din asta. Zic, nu e o problemă dacă vă apropiați și îmi spuneți. Eu sunt recunoscătoare oamenilor care se apropie și se salută, pentru că îmi place să-i cunoști pe ceilalți, pe cei care se află în spatele camerei. Am înțeles că devin populară, cred, când eram încă în Germania și în orașelul micuț care trăiam, m-a cunoscut niște persoane, adică ele fiind din Moldova, m-au recunoscut. La grădiniță cu băiatul era la fel niște moldoveni care ea mă urmărea și nici nu știa că eram din acel oraș. Acum vara am fost în Sardinia și acolo puțin, cam de fapt noi în locul unde eram nu am auzit în română să se vorbească să aud că sunt moldoveni pe acolo, dar am văzut că se uitau lung la mine, după care au venit lângă soț și a spus că sora mea o cunoaște pe soția ta de undeva, dar nu știu, poate din Instagram de undeva. Și soțul a spus, da, din Instagram, la sigur. Ce asta se întâmplă? A, doar de bun! Da, într-adevăr, destul de des se întâmplă acest lucru. Să zicem, eu cred că doar 20% din toată lumea care mă recunoaște se apropie și se salută. Cel mai des asta sunt oameni care pur și simplu așa se uită lung la tine pentru că nu înțeleg sunt eu sau nu sunt eu. Dar oricum simți de obicei aceste priviri. Practic, oriunde nu mă duce, foarte des întâlnesc cu oameni care mă urmăresc, mai ales că acum noi suntem producători împreună cu soț, avem o producere și mulți ne zic că consumăm produsele voastre și chestii de gen, adică chiar este destul de interesant.